Bună ziua, oameni buni! Ați văzut cam cum se începe pe acest joc? Iron Force se numește. Un joc destul de mișto. Să îți descarci și nervii. De foarte multe ori. Așa. Eu îl joc de ceva timp și mi-au sugerat prietenii să filmez. Acum nu vă închipuiți că sunt eu cine ce mai am dat. Așa. Cine știe ce jucător, dar îmi place jocul și dacă o să vă placă, o să facem o serie din asta. Deocamdată o să fie un episod cu un joc random. Și dacă o să am ceva vizionări și o să vă placă, o să mai filmez. Grafica nu este cine știe ce, însă față de alte jocuri, plus că e online și joci cu alții. Eu am avut noroc, acum am picat cu boții. Tăte, bă! Hai, mă! Al meu ești. Așa. Hai. Mamă, ăsta mi-a furat kill-ul. Păi, dar hai pe el, mă! Unde fugi? Țânche, mă, țânche. Ia de behă. Al meu a fost. Și botul tot al meu. Haiți! Mami, frachelul? Nu cu-a. Vino cu afițar. Ia da ce e. Ia încă una. Și încă un fițar. Bă, dacă nu fură ăsta kill-urile. Haide, mă! Ah! Cum? N-ai, bă, a fost ăla pe primul loc. Omorul ăsta mai mult ca mine. Oricum. Așa, de la distanță, ca boși. Unde dai, mă? Ia daci. Tragi mine. Așa. Și acum se pare că e unul pe aici care trage. Fire, am mai bătut bot. Ai, mă. Sunt mort. Nu tragea. Na. Uf. Am zis eu la început că e un joc care te ajută să descarci nervii, dar mai mult îți fac ce. Mai ales cum mai dai și peste de-aștia. Dacă vreți să vă apucați de joc, vă spun de acum, nu există hack-uri pentru acest joc. Vă spun din propria experiență. Astfel nu aveți cum să fiți înviși de unul cu un hack, ceva de genul. Numai cu mult mai bun decât voi. Sau cu mult mai mult noroc. Așa, aici sunt misiunile. Aici e pentru upgradat. Ce mai ai nevoie la tank. Din nou, nu zic că grafica e cine știe ce, dar este destul de bun.
niște idei pentru tancuri destul de mișto. Acum îmi strâng bani pentru a-mi lua unul de asta. Cât am filmat? 5 minute. Un rezervor va ajunge cam, adică ăsta. Va ajunge cam pe 3 meciuri. Dar cu timpul o să învățați să le să puteți să faceți sus de ele. Asta este mapa mea preferată. Asta joc eu de obicei. A, sunt și legiuni în care puteți juca. Și să nu credeți că, a, e un joc din ăsta, puteți... Nu o să găsiți o legiune în care să vă înțelegeți. Sunt peste 50 de legiuni. Numai cu români în ele. Dar și așa mai departe, unele cu mai multe nații, ca să spun așa. Și unele cu fiecare cu țara lui. Care fură ochiul? Măcar să iau bani. Gata. Bine, mă. Bă, da, am dat și-o cu el. Care o trageți toți? Măcar n-am o daci. Eu pe ăla pe mine. Ce bine e că stai la pândă. După kill. Hai. E nouă cu a. Hai, mă văduși? E bine că nu m-ai văzut. Stai acolo. Ba, da, am și o țintă. Puu. Măcar să mă fac și eu cu un kill. Care trage? Care trage? Tu tragi? Ia deci. Nu e al meu. Botul e al meu. Așa. Și tu tot al meu ești. Vino. Salut, bă, unde vii? Ce de ăsta? Puu, mai bun ca mine. E cu un rang mai bun ca mine. Ce credeți? Crăp ăsta? Nu-l crăp. Mă crapă ăla. Măcar botul. Nici botul nu am luat. Eu unde zi? Nu te duci. Eu a. Unde fugi? Nu scap de mine. E bine. Victorii. 1 și 2 îl câștigă. Asta mi-a poate juca pe echipe. Dacă vă hotărâți să jucați acest joc, veți putea și vreți să jucați cu mine. Trebuie să iau asta.
Și dacă vreți să jucați cu mine, puteți să intrați în legiunea Drapel Ro. O să vă scriu aici. Opa, ce s-a întâmplat? S-a desfințat legiunea. Clic. A, da, și vă puteți crea și o legiune. O legiune proprie. Iar aici căutați legiunile. Dau una la numele ala. Câțiva români. Se pare că s-a desființat. E, oricum, dacă vreți să căutați o legiune cu români, luați daci. Pentru acestea unde sunt 50, 50, 50 din 50, nu o să puteți intra. Aici văd că e o echipă destul de bună. Sunt și online. Dar ca să fiți mai siguri, cât mai bine în alt fel de. În astfel de legiuni ar fi cel mai bine. Fiindcă sunt legiuni mai mici, puteți ajunge mai bine printre primii. Dacă găsiți și o regiune unde comandărul este activ, ar fi și mai bine. Acestea sunt doar câteva. Doar dacă vreți, le accesați. Mișto descrierea aici. Faceți puncte altfel, ciuciu pietre. Nu știu, mie mi-a plăcut jocul ăsta. Dacă v-a plăcut, îl puteți descărca de pe Magazin Play. Și dacă v-a plăcut și cum am filmat eu și așa mai departe, vă rog un like, că mă ajută foarte mult. Un share, ca să avem cât mai mulți abonați și câte mai multe vizuri. Și lăsați în comentarii, cei care comentează, o să zic, dacă vreți să fac o serie cu acest joc. Așa că, bye!